Sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului s-a încheiat, iar bilanțul oficial ne arată un nivel mai mic al notelor față de anul trecut. Potrivit statisticilor Ministerului Educației Naționale, județul Constanța se află la coada clasamentului în ceea ce privește rezultatele la BAC 2018. Urmează afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse. În urma centralizării notelor obținute de către absolvenții de liceu, gradul de promovare, înainte de contestații, înregistrat la nivelul județului Constanța, este de 61%. Promovabilitatea din acest an nu arată valori încurajatoare, notele înregistrate fiind mai mici față de anul trecut. Față de anul trecut am înregistrat o scădere de 4,26%. În acest an, cu aproximativ 2000 de liceeni, mai mulți față de anul trecut, au considerat că lucrarea nu le-a fost evaluată corect, astfel că s-au înregistrat mai multe contestații. Pe 4 iulie au fost depuse 2032 de contestații, cele mai multe fiind înregistrate la disciplina Limba și Literatura Română, și anume 887 de contestații. Bineînțeles, această disciplină a fost urmată de matematică, 454 de contestații. Ele urmează să fie soluționate, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 9 iulie. Îți urmărești rezultatele? Da, bineînțeles. Le-am văzut și online, dar am venit să le văd și aici și am depus și contestație. În urma a cărei nemulțumire ai fost nevoită să depui și o contestație? Mi s-au părut notele prea mici la română și respectiv biologie. Consider că ai putea primi puțin mai mult? Da. Cum ți s-au părut subiectele? Au fost relativ ușoare, matematica a fost un pic mai grea față de anul trecut, dar în schimb au fost bine structurate și aveam ce scrie. Sunt mulțumită, puțin la istorie sunt dezamăgită, dar o să fie bine. A fost ușor, spre deosebire de alți ani, chiar a fost ușor. Mulțumită de rezultatele obținute? Eu nu, vreau să dau o contestație. Contestație pentru ce materii? Unde ți se pare că ești neîndreptățită? La istorie. Cei care nu promovează examenul de bacalaureat din prima sesiune au la dispoziție doar câteva zile să se înscrie pentru bacul din toamnă, mai exact intervalul 10-13 iulie.